ne confruntăm cu o problemă temporară. Temporală. O problemă de timp. Spațiul avem. Slavă Domnului, este o seară de închinăciune, o seară de învățătură. Și aș putea să vă amintesc un lucru. Sâmbătă am constatat un lucru și mi-au părut două lucruri teribile de rău. Deci o senzație de părere de rău extraordinară, cum n-am mai avut-o de mult timp. Sâmbătă am fost la seara de rugăciune și o părere de rău mi-a fost foarte apropiată, imediat constatată, iar cealaltă destul de târzie și destul de apusă. Cea de aproape este că s-a terminat la 10 și un sfert și mi-a părut teribil de rău. Vă spun sincer, s-a fiind. Nu mi-am dat seama cum au trecut ore. Iar cealaltă, mai îndepărtată, aș putea o spune într-un fel următor. N-am știut că în jurul sunt izvoare. N-am știut de izvorul din pustiu. Fraților, aici este un izvor. Veniți și căutați fața Domnului. Haideți împreună să căutăm fața lui Dumnezeu. Haideți împreună să semănăm lângă acest izvor și de la El să ne arătăm sufletele noastre, iar mai apoi să mergem în lume așa cum Iisus ne-a trimis, plin de slavă, plin de putere și plin de cuvântul Său. Slavă Celui Preanalt care dorește să lucreze prin ființele noastre. Amin. Amin. O problemă pe care aș dori să o înțelegem de la bun început este că nu va fi o predică punctuală sau o predică într-un fel sau într altul, ci este o predică ca să ne vorbească deschis, o predică permită de Tatăl Ceresc către nevoințele noastre, în primul rând al mele personale și ale dumneavoastră, dorință pe care Dumnezeu dorește să o împlinească în fiecare dintre noi. Problema este de la bun început și titlul care îl ridică. E o dilemă pentru fiecare dintre noi și aș dori să ne răspundem în dreptul nostru fiecăruia. Ce se mănânc în viață, aceea și culegem? Sau o întrebare retorică, ce se mănânc în viață? Ce se mănânc fiecare dreptul nostru în viață? Se mănânc sămânță bună sau se mănânc lichid, sămânță rea? În 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6 până la versetul 10, ni se spune. Să știți că cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine de bucurie iubește Dumnezeu și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisoțiți în orice faptă bună, după cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în ea. Iubiții mei, frați, amin. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat. Și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Acum, eu cred că am constatat de la bun început că Dumnezeu este Cel care dăruiește această sămânță. El este Domnul Secerișului, așa cum la un moment dat mi se amintea, rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrătorul Secerișului. Există o minunată și puternică mărturie pe care Dumnezeu o face în creația Lui, prin faptul că a plantat un bob și dintr-un bob poate să crească exponențial cu așa 20, 40, 60 și așa mai departe. Dar iarăși un lucru rămâne este că sămânța alterată este cea care are o putere exponențială teribil de mare. Dacă vă veți uita la dobitoașe, spre exemplu, veți vedea că animalele declarate în Vechiul Testament, necurate, sunt cele care se înmulțesc exponențial. 6, 8, 10, cu cei, nu știu eu, cât mai mulți. Pe când o oare care e declarată curată, face 1, 2, 1000, prea puțin mă duce, poate din astea care a fost un pic în stare cu mine. Învățăm unii de la alții. Învățăm unii de la alții și este o mare și un mare adevăr, că și diavolul are un principiu al multiplicării răului în viețile noastre. El dorește să pune stăpânire pe teritoriul pe care tocmai Mântuitorul a curățat. Așa spune Cuvântul Său, el are o pată bună și își va curăți cu desăvârșirea aria. Asta să facă Dumnezeu și în cear așa, asta nu-i potrivit. Scriptura spune de la bun început, în textul nostru, acum că îți pâinea de apă și după multă vreme o vei găsi iarăși. Poate cel mai frumos mod figurativ despre a vorbi pentru educația unui trunc.
Nu o să vă vorbesc nici despre bani, nici despre câștiguri, nici despre loterie, nici despre câștiguri extra, și așa mai departe. Despre asta diavolul ne vorbește. Am să vă vorbesc despre educația pe care Dumnezeu trebuie și ar trebui să o rezervăm și să o dăruim noi copilașilor noștri. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 22, cu versetul 6, și vreau frumos să observați ținta, începutul și sfârșitul respectiv, plecatul pe apă și la sfârșit când ajunge pâinea înapoi în mâna părintelui, în cazul nostru. Am adresat să specificăm bine un lucru. Un părinte nu-și educă copilul pentru el. Asta e foarte clar. Un părinte educă copilul pentru copil. Copilul urmează ca sămânță adultă să crească, să se dezvolte și să fie de folos stăpânului său. Iată ce spune Proverbe 22, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmezi și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Există un mod fainic al lui Dumnezeu și cred că de cele mai multe ori înțelegem în parte și sigur sunt, așa că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că înțelepciunea lumii în felul ei, dacă ar fi să o sintetizăm, toată știința aceasta, este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Așa cum înțelepciunea măreața lui Dumnezeu, de cei mai mulți, este considerată nebunie. Există un conflict pe care Satan îl reține. Acum, Hristos Domnul ne dezvoltă în această seară, dorește să ne prezintă următorul adevăr. Chiar dacă noi ne străduim să înțelegem anumite lucruri, le pricepem în parte. Această acumulare în viața noastră vine treptat, chiar dacă este o acumulare de știință, de pricepere și alte și alte învățăminte care poate să vină peste un om. Cert este că atunci când el ajunge adult, printr-o sumă de experiențe ulterioare sau învățături dobândite, omul nostru, deja adult, urmează să acționeze. Este un mod de a strânge. Și vom vedea ulterior cam ce strânge viața asta. Astăzi cunoaștem modul de acțiune al lui cod genetic, vorbesc cu oamenii de știință, modul înmulțirii celulare, diviziunea acestora, apoi modul în care celulele mame embrionare se dezvoltă, comandate prin intermediul fiecare gen din fiecare cel. Se dezvoltă un rinichi, se dezvoltă o inimă, se dezvoltă un creier, se dezvoltă pielea. Este modul în care Dumnezeu ne țese pe noi. Aceasta am înțeles. Dar ceea ce totuși nu pricep oamenii de știință și rămâne și cred că va rămâne în inimă până El va veni, că doar cunoaștem în parte, spune Apostolul Pavel, este pur și simplu că nu pricep cum ceva, cum cineva, cine este acel ceva care face ca inima să pornească. Inima să pornească la nici 23 de zile un fetus, deja nu are inima. Priviți lucrarea măreață lui Dumnezeu, această sămânță minunată, care începe să se dezvolte în ființa umană. Nu știu să răspundem de la această întrebare, sunt sigur că n-au să răspund niciodată. El este cel care pornește inima fiecare dintre noi. Dumnezeu, Tatăl nostru. Cuvântul Lui Dumnezeu ne mai învață în Osea, capitolul 8, versetul 7, fiindcă au semănat vânt, vor se cera furtună. Deci pot semăna cantitativ vânt, dar ulterior se colegi un măreț panfun. Deci, este și acesta un principiu al înmulțirii, dar cert este că, virgulă, ca și cantitativ, ți se pare la un moment dat, dacă ai făcut un lucru minor, azi, mâine iar tot așa minor îl faci. Nu e niciun problem, nu e niciun bar. De toate acestea se cumulează și Scriptura ne învață, atenție, acestea se pot transforma în furtună. Studiind textul, să revedem împreună adevărul dumnezeiesc și de mult folos mântuirii noastre, felul în care, de fapt și de drept, noi, ca și copii ai Dumnezeu, trebuie să perseverăm și să stăruim, să stăruim în această semănătură sfântă. Versetul 6, Ecclesiastul 11, dimineața, s-a mânat sămânța și până seara nu lăsa mâna să se odihnească, fiindcă nu știe ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt o potrivă de bune. Iar Apostolul Pavel scria galatinilor dăruindu-le mesaj de viață, așa cum o face Duhul Sfânt înspre noi în această seară. Galateni, capitolul 6, versetul 7 și 9. Nu vă înșelați.
Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit ce seamănă om aceea va și secera. Cine seamănă firea pământească va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă Duhul va secera din Duhul viață veșnică. Să nu obosim în facerea binelui. Căci la vreme potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Amin. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Acum, un lucru esențial, dacă avem de-a face cu sămânța ca și element clar, trebuie să știm iarăși un lucru legat de această sămânță, ea trebuie să germineze, adică să prindă rădăcină noi, să se dezvolte. Am văzut că semănatul respectiv, obținerea rădăcinii acestea într-un mediu de cultură al firii pământești, așa cum mi se prezenta din iaură, în cuvântul Domnului, are ca destinație finală putrezirea. Iar mai apoi, cât de mult și oricât de atent s-ar afunda omul în parfumul lumii acesteia, acest parfum se o dovedește otrăvit. Și până la urmă, omul moare. Moare lipsit și de Dumnezeu, moare și înainte de vreme, distrugându-și trupul, expunându-se astfel celui rău și dăruindu-se ca și stăpâna său. Nimeni în această seară să nu fie în acest loc, căruia inima să nu fie consacrată în Mântuitorul nostru. Iar dacă totuși este cineva, astăzi Iisus cheamă, încă cheamă și încă poate să curețe, încă poate să dăruiască vindecare și sănătate fiecăruia. Un capitol în urmă, în capitolul 10, versetul 1, se face următoarea afirmație. Muștele moarte strică și acrescând de lemnul la versetul 1. Negustorii de un sort, tot așa puțină nebunie biruie, înțelepciunea și slavă. Acum, trebuie să înțelegem că există un efect tardiv, deși în versetul ăsta, bun, versetul 1 de ori. Există un efect tardiv și care se împlinește așa, încetişor, o acumulare punându-se strat peste strat, bobiță cu bobiță, și stricăciunea odată adunată într-un loc, contaminează mediul respectiv. Scopul final al acestei stricăciuni sau acestei nebunii, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, fără absolut nicio corecție, fără absolut nicio părăție, este distrugerea, așa cum a mai spus omul respectiv. Acum, bineînțeles că poți intra la judecată, e un negustor. Dom'le, a fost un om destul de nepăsător, un om conștient de ceea ce face el, destul de bun până la urmă omului. Dar eu cred că problema asta trebuie să o privim într-alt fel și o să o parcurgem puțin mai târziu, în următoarele cuvinte. Și să nu intrăm la judecată asupra nimănui. Nu noi suntem chemați judecători, suntem chemați împlinitori. Iar dacă este să se petreacă un rău teribil în ființa umană, care este păcatul, acest rău teribil, Scripturile nu spune. Poate. Versetul care spune lucrul acesta este clar. Prin rânile Lui suntem tămăduiți. Doamne ajută-ne! Eliberează poporul. Dacă cumva există boală în poporul Tău, Doamne, dăruiește vindecare. Un lucru interesant, cum am mai spus, este că gândiți-vă, spre exemplu, la virusul SIDA, la virusul HIV. Este de o dimensiune incredibil de mică. La nivelul de Armstrong, aminomina parte dintr-un milimetru foarte, foarte mic. Dacă acel virus, acea bucată de virus a intrat în corpul vital, sau în corpul nepersonal, sau în corpul nu se lasă până nu distruge persoana și o rădăcină pe fața Pământului. Un singur virus. Apoi să ne gândim la cantitățile mici manipulate cu mâinile, bineînțeles cu sistemele de protecție, ale oamenilor de știință americani, când au făcut contrafacere de două bombe atomice. O legau cu mâna. În creuzele speciale de plumb, puse într-o parte de altă. Bineînțeles, construcția a fost puțin mai grea. Dar cu cantitățile respective mici, infinit de mici, gândiți-vă la reacția termonucleară produsă și am ros două orașe de pe suprafața Pământului și oamenii au spulverizat. Râul în substanță este capabil să distrugă enorm. Nu deschide ușa inimii tale râului. Ține închis.
Stai împreună cu Iisus, cere ajutorul Lui, caută ajutorul fraților, caută părtășia frățească. Vino la izvor și bea din El capăt de răcorire oaselor tale. Încă un efect al celui rău și al sămânței răutății este cu odată plantată, ea are un scop. Și de cele mai multe ori, când o plantezi, poți să fii la adunare și să faci figurații. Adică ești bine, tot e ok. Aici nu se întâmplă nimic. Cânti bine, predici bine, te rogi minunat, cu putere și așa mai departe de ghinele. Dar spune cuvântul în versetul din capitolul 10 și cine surponzit va fi mușcat în șarpe. Măi, adică tu ți-ai văzut de treaba ta și ai surpat zidul și ai distrus și pe partea cealaltă ai fost mușcat un șarpe și ai murit. Unde dar și unde crapă, cum spune proverbul românesc. Așa? Așa se întâmplă, fraților. Depărtează-te de rău și lipește de tare de bine. Adică poate de fiți scroasă de rău. Exact ceea ce se spune în Romani, capitolul 12, versetul 9. Fie vă groasă de rău și lipiți-vă tare de bine. Să moartă copila de un fel de groasă. Doamne, cât de dragă! Atâta sucine și atâta sucine produce Satan. De la bun început. Din mică frage de sămânță, de doar ei, pruncii, pruncii ei, sunt sămânța noastră. V-ați întâmplat la lucrul acesta? Satan cum dorește să năpușe de tânăr această sămânță. S-o năpușe și pur și simplu s-o distrugă de la bun început. Isaia 32. Isaia 32, versetul 20. Ferice de voi care semănați pretutindeni de-a lungul apelor. Ferice de voi care semănați pretutindeni de-a lungul apelor. Este locul ideal pentru semănătură. Și exact cum spunea Psalmul 1, acel om sădit lângă un izvor de apă. Acel om este exact un pom sădit lângă un izvor de apă. Și capătă, efectiv, energia permanent sănătoasă. Multe izvoare la urmă, oameni ar putea părea omului bune, dar până la urmă, oameni calea respectivă spune că e da, dar nu și-a moară. Domnul Dumnezeu ne dezlușește vorbindu-ne în Ieremia, capitolul 4, versetul 3 și 4, căci așa vorbește Domnul către oamenii lui Iuda. Și iată soluția pe care noi trebuie să o aplicăm în viețile noastre. Și din Ierusalim, desțelemiți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Iar mai apoi, soluția noastră este dată în versetul următor. Tăiați-vă împrejur inimile oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, ca nu cumva să-i spunească mânia mea cu foc și să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutății faptelor voastre. Adică nu poți amesteca și greul în semănătură, nu poți să-l amesteci nici cu spinul ca să crească ceva din trebuie până la urmă, oameni. Trebuie să te hotărăști. Oare ce-oi fi? La ce-am fost chemat? Am fost chemat spin să înțep? Să distrug, să rănesc? Să fac experiențe? Sau am fost chemat greu să dau dulceață? Să dau miriasma ta, Iisuse, în mijlocul celor în care locuiesc? Și ai fost chemat să fii? Pentru ce ești în această seară aici? Rană, suferință, durere, probleme, în cazul scandalului, divorțul și așa mai departe. Ajungem și așa. Ce înseamnă omul aceea și săcina? Și ca să vedeți lucru interesant, căci această nevine și această guriană nu este permisă înăuntru în Biserica lui Hristos, o să o revenim mai încolo. Cealaltă lume, într-adevăr, lumea mare s-a permis buriana. Conform Scripturii, buriana este îngăduită peste tot. Dar înăuntru, între noi, în mintea ta și în mintea mea, în inima ta și inima mea, nu are ce căuta buriana și păcatul. Amin, fraților? Iată-te o situație în care cei care au cultivat buriana sunt puși dintr-o dată. Convinși că ei tot ce-au făcut a fost bine. S-o recitim. Matei, capitolul 7, versetul 22 și 23. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău și n-am făcut noi minuni numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Iar revenind la Evanghelistul Matei, ne scrie în Matei, capitolul 6, versetul 25.
A venit vrăjmașul lui și a semănat neghină. Adevărat este că cine seamănă necurăție și neghină prin viața lui, conform Scripturii, este de la vrăjmașul. Încă n-a cunoscut nașterea Domnului, încă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. În spatele culturii bune, întotdeauna s-a așezat o cultură paralelă, pe care nu cultivă nimeni, hai spune la prima vedere. Ați văzut curieni pe care să se mijească cineva, eu un am văzut, hai să fie eventual marihuana, să mai mijeze ei pentru consum propriu, ajungem și la ea. Burieni și burieni peste tot, care cresc în jurul omului ca să-l năpădească de mic motiv. Ăsta e parazitajul teribil pe care îl face Satan de la începutul lucrării și de care Hristos Domnul ne avertizează. Păziți-vă de el. Evrei, capitolul 12, versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie închinați de ea. Apoi, dragii mei frați, această amărăciune, dați-mi voie să vă spun că este caracteristică burienilor. Este caracteristica principală a burienilor. Adică cineva comite neascultarea și toți ceilalți să fie întinați de ea. Cum e posibil lucrul ăsta? Inclusiv la nivel verbal, vorbim despre o situație penibilă și teribilă care s-a întâmplat în jurul vostru, necurăție extraordinară. Spune Apostolul că faci mesajul celui rău. Te transformi în poștașul celui rău. Și cu atâta bucurie se bucură diavolul când faci evanghelizarea lui. Și nu mai faci evanghelizarea lui. Aș dori să fim atenți și să vedem asupra ceea ce transmitem celorlalți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și Apostolul și specifică la un moment dat, descoperind o situație teribilă, la un insula, Simon Vrăjitor. Haide să citim acolo. Denunțând răul care s-a petrecut și denunțând o stare de fapt, nemenajându-o. Faptele Apostolului, capitolul 8, versetul 22 și 23, că văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Acum, după cum ați observat, fierea amară și fără de legea sunt strânse, sunt unul și același lucru. Această amărăciune și acest rău teribil care se poate rădăcina în mintea sau în inima vreunui tânăr, așa cum spune la un moment dat Eclesiastul, este de dorit ca să fie eliminat, respectiv la semânța mică, la semânța aceea, la un stat incipient, să nu-i se permită de la bun început ca să încolțească absolut nimica străin în jurul ei. La un moment dat spune că această semânță, respectiv, în cazul nostru, depărtează răul din trup. Există un rău care s-a instalat. Acum, copilașii sunt sămânța noastră și deoarece ei sunt sămânța noastră cea de preț, care trebuie să ducă mai departe Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să vestească o veste bună a răscumpărării și a omului păcătos din lanțurile răutății prin Iisus Hristos. Această sămânță, vrăjmașul a încercat întotdeauna să o nămușe. Asta e clar. Și parcă tot mai des și mai des, tot mai mulți tineri sunt robiți și prinși în lanțurile patimilor. Ajungem la un aspect pe care psihiatria modernă l-a remarcat, începând de la Sigmund Freud încolo, și dacă mergi și stai de vorbă cu un om din lume, la un fiu al veacului, că nu degeaba spune Scriptura, atenți, cam cum va fi veacul să fie mai înțeles ca și voi, și să nu descoperiți care-i neghina aceea care încolțește în mijlocul pruncilor voștri. Un rău teribil, dragii mei, un rău cu o consecință fantastică, prin toată deschiderea față de necurăția pornografiei care se petrece și care cuprinde de tânăr fraged până la cel mai în vârstă. O să încerc să vă spun în mare un calcul făcut în anul 2006, nu este actual. De atunci, bureana, după cum știm, s-a făcut exponențial, a crescut imens de mult. Când dai un click în Google, dacă nu am un motor de căutare protejat cu un virus, antivirus bun, un sistem îți trimite o poză teribilă. Și mulți părinți îmi spuneau, Adrian, cum aș putea să protejez, spuneți, un antivirus bun?
Eu vă spun un lucru, nu antivirusul bun este soluția. Problema este în interiorul copilului. El trebuie să fie conștientizat că ceea ce face, deschizându-se față de pornografie, este ceva teribil. Și o să vă dau câteva. Practic, deschizându-le spre așa ceva, nu faci decât să-l distrugi pe el și nicio problemă. În anul 2006, această industrie a înregistrat venituri mai mari decât Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple și Netflix, la un loc 97 de miliarde de dolari. Practic, ființa umană oferă carne de tun la Satan. În fiecare minut se cheltuie 3.000 de dolari pentru un conținut cu conținut, pentru un conținut de genul ăsta în internet. Țiatria spune că este o boală și nu orice tip de boală, este cea mai greu de tratat și din cauza aceea Domnul spune nu care cumva să descoperi necurăția tatălui și a mamei tale, boliciunea tatălui și a mamei tale. Atenție cum umblați prin casă. Atenție cum umblăm prin casă. Atenție la boliciunile care se petrec prin ștreanguri și așa mai departe. Spun oamenii aceștia că odată imaginea pornografică intrată într-un creier, este de 4 ori mai adictivă ca și cocaină. De 4 ori mai adictivă ca și cocaină. Iar mai apoi, practicând necurăția în ascuns, retrăgându-se aparat în viciul solitarului, numai Hristos Domnul mai poate salva. N-aș vrea în mijlocul nostru să fie așa ceva. Iar dacă totuși există, în această seară, Iisus trece pe lângă tine blând, îți întinde mâna și spune, vino, vino acasă, vino într-o loc cu mine. Nu mai s-ar fi atât să fiu și atâtea mizerii. Vino, vreau să te curățesc, vreau să te pun în picioare și vreau să mă folosesc de tine. Ești un copil al meu, ești greu. Este un lucru foarte clar. Spunea la un moment dat Mary Ann Layden, directora executivă a programului de traumă sexuală și psihopatologie din cadrul Universității Pennsylvania. Tot a afirmat că pornografia este, citez, cel mai periculos lucru pentru sănătatea mentală dintre toate cât există pe lume. Adică, să ți se livreze drogul non-stop, gratuit, iar copiii să știe chiar mai bine decât adulții cum să-l întrebuințeze. Acesta este și sistemul perfect dacă dorim să avem o generație întreagă de tineri dependenți care nu se vor gândi la nimic altceva în afară de drogul lor, am încheiat citatul. Ecclesiastul 11, versetul 9 și 10, ne îndeamnă să recitim din nou Cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt vorbele oamenilor din lume care ne privesc și care își privesc și care privesc acest vas, corpul. Dar Hristos nu dorește să pună Duhul Sfânt în noi, puterea Lui cea mare și să identifice acest rău, să fie prins, scos afară și dumneata să poți păși mai departe cu putere. Bucură-te, tine, netinația ta, fii cu inimă veselă, deși te umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și acum, rezultatul unei astfel de vieți duse în promiscuitate, aduce cu sine divorț, crește tulburarea de comportament, îți pline psihiatrile de ei, iar acest părinte acțional al zilei moderne spunea foarte clar, toate pornesc în acest domeniu. Atenție liderilor de tineret. Atenție fraților care dau îndemnuri și care se află în situații teribile cu niște frați care au conflicte la un nivel sau altul familiar. Încercați să vă apropiați de acest teritoriu. Încercați cu ajutorul lui Dumnezeu să identificați buriana care năbușe relația umană. Insatisfacția pe tine acesta e teribilă. Oamenii au devenit dependenți. Doamne, rupe acest lanț! Să strângem doar cuvântul Tău în inimile noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu păcătuim împotriva Ta. Să recitim Psalmul 119, versetul 9, 10 și 11, ca o soluție pe care Psalmistul o spune, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, cum își va ținea tânărul curat de părerea? Mare întrebare în secolul 21. Răspuns venit din veșnicie, pe Duhul Sfânt. Îndreptuți în cuvântul Tău, te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Te caut din toată inima mea. Un compartiment micuț, ți-l las ție, Satan, nu merge. Te-a distrus. Când vei ajunge în preajma lui Hristos și vei spune, Doamne, am făcut totul, așa, am și prorocit, am și făcut aia, așa, nu. Nu te cunosc.
fiindcă ai lucrat și fără de lege, fraților, Domnul ne dea întregerea Lui. Amin? Amin. Iar cel mai minunat verset, multe au fost frumoase și mare descoperire am primit aseară din partea Domnului, la rugăciune, în Psalmul 92, pentru toți cei ce sunt săriți în casa lui Dumnezeu. Ia câtă Psalmul 92, versetul 13 și 14, ne spune: cei sădiți în casa Domnului înverzesc, în curțile Dumnezeului nostru ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, El stânca mea în care nu este nelegiuire, fraților, suntem cu nimic mai bun de ceilalți. Suntem ființe umane, avem și noi necesarul, avem frământări, avem lupte, nu suntem mai buni ca ceilalți. Nimeni să nu înțeleagă așa ceva din această seară. Dar Sfânt înseamnă pus deoparte. Iar dacă Iisus te-a pus deoparte, n-a semnat că te-a pus sub un roc. El dorește să se folosească de tine. Iar dacă cineva dorește să se folosească de tine și dacă a vorbit de un stăpân la începutul predicii, dacă a vorbit de un domn al recoltei, este foarte clar că El, nu tu, trebuie să te reprezinți. Tu îl reprezinți pe El, nu te reprezinți tu pe tine însuți. Noi îl reprezentăm pe Hristos Domnul și asta cerem în această seară. Să ne umplem cu prezența Lui, să facă curățenie în inimile noastre și, efectiv, să mergem cu putere în predicarea Evangheliei. Câteva meditații din Cuvântul lui Dumnezeu l-am oferit în această seară îndemnat de Duhul Său, iar mai apoi aș dori să închei și cu câteva meditații din câteva surse pe care le-am folosit. Felurile viciului sunt nenumărate. Urmarea este una și aceeași. Scârba de tine însuți, spunea Seneca. Viciul lasă în suflet, ca ulcerul în trup, o căință care mereu se zgârie singură și sângerează. Iar Shakespeare spunea: dacă nu stingi focul la început, când se poate stinge cu un hârtău de apă, ci lași în voie, apoi nu-ți mai ajunge nici capul unui râu ca să-l poți stinge. Gibrizei afirma: viciul se poate defini astfel, jertfirea viitorului pentru prezent. Iar Tolstoi scria: orice patimă este pentru sufletul omenesc, mai întâi ca unul care poate să fie primit, apoi ca un oaspet și, în sfârșit, dominează ca stăpân al casei. Doamne, ajută-ne să fii Tu stăpânul nostru. Amin. Amin. Să luăm bine seama și să fim mai atenți și să fim mai conștienți că orice răsat străin și crescut în mijlocul nostru, în prezența lui Dumnezeu, va fi smuls de către cel prea înalt. Acest lucru este afirmat în capitolul 15 și versetul 13. Drept răspuns, El i-a zis: orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu ceresc, va fi smuls din rădăcină. Și acum vă rog, ridicați în picioare împreună să mulțumim lui Dumnezeu și să-mi permiteți, ca și încheiere, să închei cu minunatele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos și să ne îndemnăm, să strângem împreună cu El și prezența noastră, atât la lumina zilei, cât și în întunecul nopții sau al încăpărilor de acasă sau de acasă, să ne dovedească părtășia permanentă cu Hristos Domnul. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Doamne, dorim să strângem împreună prin Duhul Tău cel Sfânt, Sfintele Tale cuvinte, Evanghelia Ta, pentru ca Iisus Hristos Domnul să fie văzut bine și tot mai bine. Amin.